Seară bună, doamnelor, seară bună, domnilor, suntem iată în mijloc de cuptor, cu toate că luna din calendar care poartă același nume este biandata zilei de 5 iulie, seara în care suntem iată în direct la OLTV. Merg mai departe și spun că aș putea fixa oarecum data de astăzi, data de 5 iulie 2022, ca o zi de grație în care aș putea spune că s-a sfârșit luna de miere. Și când spun luna de miere, mă refer la ceea ce au fost până acum facilitățile fiscale date de cei care formează structura executivă a cabinetului nostru de toate zilele și aș spune pentru că nu se mai poate. Da, astăzi au fost adoptate o serie de măsuri, aș putea spune, cu caracter restrictiv, dar pe care trebuie să luăm pe cale de consecință. Merg și spun doar repede vreo câteva cifre. Impozitul pe dividende pentru cei care lucrează în zona privată și se subscriu datelor în cauză crește de la anul care vine într-o nouă formă a codului fiscal de la 5% la 8%. Impozitarea câștigurilor din jocurile de orice fel ar fi ele este de 40% peste suma de 10.000 de lei. Crește taxa pe valoarea adăugată la băuturile carbogazoase pe bază de zahăr de la 9% la 19%. Semn că, iată, trebuie să intrăm într-o lume unde aplicațiile de acest fel adoptate astăzi au fost luate în seamă de mai multă vreme. Și dacă punem, n-aș zice noile taxe, dacă aș spune o nouă reorientare în plan bugetar și fiscal într-un context mai larg, cred că ne așezăm în ceea ce înseamnă spațiul european, unde astfel de norme au fost luate și puse în practică cu mai multă vreme decât până astăzi. Și dacă asta ar fi partea goală, haideți să mergem mai departe și să spunem pe partea plină. Se pare că totuși datele publice privind creșterea inflației se așează, aș putea spune, într-o zonă în care dacă mai e loc de creștere, creșterea este poate din ce în ce mai mică, semn că recesiunea privită și comentată până în clipa de față pare că intră pe o linie de plutire, o linie de așteptare poate dată și de faptul că iarna care tinde să vină peste noi în timpul din calendar care se cuvine ei, va fi o iarnă extrem de complicată pentru că trebuie să ne înfățăm să consumăm cei 85% din cele 85% procente din gazul care îl producem la noi în țară, fără să mai punem bază pe ceea ce ar putea să vină de la estul, unde, iată, suntem în a 138-a zi de război, dacă voi spune bine, lucrurile parcă nu duc spre o zonă de pace. Dar haideți să ne întoarcem după acest mini buletin de cifre și date la ceea ce înseamnă seara zilei de 5 iulie 2022 în platoul de la stânga la dreapta. Invitatul meu este subprefectul Oltul, este vorba de domnul Cosmin Floreanu, cu care am să stau de vorbă poate și pe chestiuni administrative, dar dați-mi voie cu acordul dumneavoastră celor de acasă și evident al invitatului meu să mergem și într-o zonă care ține de politicile publice social-democrate, aș putea spune partea de compensare a stării de fapt a crizei în care suntem astăzi. Vă spun bună seara dumneavoastră și mulțumesc mult pentru faptul că sunteți iată în platoul de la stânga la dreapta. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Aș vrea să încerc și știu că poate întrebarea în cauză sună oarecum standardizată, să vă întreb, funcționează alianța dintre PSD, dumneavoastră fiind subprefect din partea PSD-ului și alianța dintre PSD și PNL? În cadrul prefecturii Olt. O să vă spun și în cadrul prefecturii Olt, pentru că instituțional este o relație corectă, este o relație de colaborare între doi oameni politici care și-au luat un angajament public față de cetățeni și pe care trebuie să ni-l respectăm cu strictețe acest angajament. Principiul de la care trebuie să plecăm este că în administrație interesul public primează în fața funcției politice. Iar într-o perioadă ca acesta cu
mari probleme din punct de vedere social, dominată de crize economice, avem și provocările războiului de la granițele țării. Nu este loc de adversiuni incompatibile cu interesul public. În plus, pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, consider că în acest moment la Olt, vorbesc, alianța între Partidul Social Democrat și PNL funcționează în condiții normale și sunt convins că va funcționa și așa, va funcționa în continuare și în perioada următoare. Suntem, iată, domnule Florean, într-un context dat de crize. Amintit și dumneavoastră, doar în urmă cu două clipe astea. Suntem la capăt de crize pandemică sau aș putea spune suntem într-o pauză crizei pandemice, pentru că se pare că din datele făcute publice de către OMS, de către Ministerul Sănătății, mergem mai departe pe fir, se pare că numărul de cazuri pandemice tinde să crească în prima parte a toamnei. Suntem, deci, iată, într-o criză economică, suntem într-o criză pandemică, suntem într-o criză de stabilitate, aș defini eu și pe asta, cum ați amintit dumneavoastră, pe latura graniței de est. Și vreau să vă întreb, într-un context dat atât de tulbure, suntem în fața unei guvernări care își face așa cum trebuie treaba pentru țară astăzi? După cum știți, această guvernare este o soluție venită într-o perioadă dificilă. Cred că românii încă nu au uitat contextul în care Partidul Social Democrat a intrat la guvernare. N-aș vrea să zugrăvesc din nou tablou din perioada respectivă, dar e greu să uiți că România la momentul respectiv fierbea la propriu din cauza convulsiilor sociale provocate de către pandemie, de efectele economice dezastruoase ale guvernării de la momentul respectiv, pentru că PNL și USR la momentul discutau despre identitatea de gen, despre orice altceva, discutau despre un PNRR bazat pe care piste era de biciclete, în care consultanța era mai scumpă decât implementarea proiectului propriu-zis, adică nu era o țară neguvernată. Practic, 2 ani de zile, România a fost neguvernată din punct de vedere politic. Și românii suferau foarte mult din această cauză. De aceea, Partidul Social Democrat și-a asumat această sarcină de a intra la guvernare, pentru că, până la urmă, în definitoriu, scopul oricărui partid politic este de a guverna, și asumându-se această șansă, nu a luat în calcul și eventualele, să spun așa, riscuri de erodare politică. Dar revin și spun, scopul principal al Partidului Social Democrat a fost acela de a intra la guvernare și de a crea și a produce politici publice care să ajute, publice și sociale, care să ajute cetățenii țării. Ar merge mai departe și să facem un exercițiu sau să vă fac o provocare pe seama un exercițiu, domnule subprefect. Ar vrea să vă întreb, dacă PSD nu intra la guvernare, unde ați fi stat ca partid astăzi în intențiile de vot? V-ați fi dus pe undeva la un 55-60%? Mi-e greu să aproximez, să am o aproximare a procentului la care ne-am fi aflat, dar nu era important. Din punctul meu de vedere, nu cred că ar fi fost important acest procent, pentru că la momentul în acest moment am fi avut o țară care ar fi fost într-o degringoladă. Și să guvernezi o țară, să intri la guvernare, să preiei o țară care ar fi fost aproape de colaps, nu cred că ar fi ajutat pe nimeni, nici partidul, nu i-ar fi fost bine, nici Partidului Social-Democrat, nici cetățenilor țării, pentru că rămân în continuare, sunt tânăr și rămân la principiu că guvernarea și politicile trebuie făcute în interesul cetățeanului. Indiferent dacă la un moment dat măsurile pe care trebuie să le întreprinzi, să le iei, te costă din punct de vedere politic. Dar scopul principal al politicienilor trebuie să fie acela de a crea bunăstare pentru mediul social, pentru mediul de afaceri, să creeze o predictibilitate ca să poată să aducă o plus valoare în economia țării. Da, haideți să fim de acord și cu asta, pentru că nu se poate altfel. Aș putea percepe din punctul celui care caută să stea pe calea de mijloc între stânga și dreapta, aș putea să fac parte din clubul celor care sunt mai mult cei de pe partea stângă, care se ia în seamă gestul, aș putea spune, mare făcut de PSD, care n-a mai gândit la un moment dat mercantil și sec, băi, lași pe ăștia să jupă gâtul până la capăt și când oamenii vor fi să meargă la vot, atunci noi vom lua cea mai mare parte din ceea ce înseamnă buletinele de vot care
care se numără. Însă merg mai departe și vreau să vă supun spre atenție și să vă cer un comentariu, aș putea spune, pe ceea ce înseamnă conflictul ideologic dintre PSD și PNL în clipa de față. Președintele partidului dumneavoastră, domnul Marcel Ciolacu, insistă foarte mult pe ceea ce definește dânsul și știm cu toții impozitul progresiv, în timp ce cei de pe partea dreaptă, partenerii dumneavoastră, cei de la PNL, merg și spun, domnule, nu abdicăm de la cota unică. Suntem, iată, într-o cale de mijloc. Cota unică, din concepția celor de pe partea dreaptă, să-mi termin foarte repede comentariul, spun că este motorul care poate să, să dezvolte, să creeze bunăstare și să dea acel aport care să fundamenteze clasa de mijloc. Pe de altă parte, să fiu și într-o frază foarte scurt, avocatul celor de pe partea stânga spune, domnule, cota unică a fost un model de bună practică folosit cu niște ani în urmă în unele țări, dar iată că până la urmă și acolo s-a mers în zona de a impozita progresiv. Care sunt comentariile și care sunt punctele dumneavoastră pe seama, iată, unui conflict ideologic, insist pe tema asta, între stânga și dreapta, pe seama impozitului progresiv versus cota unică? Sunt, din acest punct de vedere, sunt viziuni diferite și firești într-un fel sau altul. Principiul Partidului Social Democrat este cel al solidarității sociale într-o perioadă cu dezechilibre economice destul de mari. Dacă stăm să ne uităm la nivelul Uniunii Europene, 99% dintre țări au o impozitare progresivă. După ce au avut cu ani în urmă, cer scuze exact. Pentru mica paranteză, după ce au avut până mai acum vreo 10 ani o tabulă rasa privind nu se trece dincolo de cota unică. Și au trecut ușor, fără ca nimeni să vadă asta. De asta, din punctul meu de vedere și din punctul altor prieteni de-ai mei cu care discutăm, tineri, tot ca mine, ni se pare destul de greu să înțelegem această reticență la schimbare, pentru că o cotă progresistă presupune este un prim pas pentru modernizarea sistemului nostru fiscal. Dacă stăm bine să ne gândim, la România are cel mai mic grad de colectare al TVA-ului din cadrul Uniunii Europene și asta nu spunem noi, o spun datele Comisiei Europene. Are și cele mai mici venituri fiscale. Aici poate fi de vină, stați. Haideți să facem o mică paranteză, pentru că văd că o duceți într-o zonă de accesibilitate a comunicării, modului cum prezentați cauza asta. Practic vreți să spuneți că dacă merge pe o cotă de impozitare progresivă, progresistă, rețin și asta, gradul de colectare a taxelor și impozitul de către stat ar fi oarecum mai mare și din acest beneficiu de colectare al statului, pentru că statul suntem noi doi, cei care se uită la noi și toți care formează țara asta, practic în cazul ăsta beneficiile pe care statul poate să le întoarcă printr-o colectare mai mare ar fi evidențiate în creșterea ceea ce înseamnă standardul ăla, fraza aia stereotipă, creșterea calității vieții oamenilor din țara asta. Corect, dar haideți să n-aș vrea să înțeleagă lumea greșit, domnule, venim cu impozitare progresivă și o să crească taxele și impozitele. Departe de mine acest gând. Impozitarea unică, cota unică a fost bună la momentul respectiv. A fost o decizie bună. Dar acum este învechită. Nu mai răspunde situații economice, sociale, noilor provocări din zilele noastre. Și de aceea sunt convins că vom reuși cu toții, atât în coaliție, împreună cât și cu actorii economici, cu actorii sociali, să ne punem la masă și să luăm cea mai bună decizie pentru cetățeni și pentru companii, pentru că o țară care nu reușește să-și ajute cetățenii și producția, nu-și atinge scopul, pentru că nu ăsta e scopul unei țări, ca lumea să piardă din sursa de venit. Merg mai departe și vreau să vă întreb auxiliar la ceea ce comentam mai devreme. Ce le spuneți și lor care vin și spun, domnule, păi stai un pic, cota unică, plătim fiecare impozit, să zicem, standard de 16%, standardul cotei unice din clipa de față, sper că am folosit cifra care trebuie, dar plătim fiecare în funcție de munca care o facem. Eu dacă muncesc 20
24 de ore, din 20, 24 de ore, sau crești ceva care să producă beneficii mai mari pentru mine, de ce să plătesc impozit mai mare în timp ce ăla care muncește mai puțin să plătească de fapt un impozit puțin mai mic? Sau ăsta e standardul, clișeu care nu mai poate fi folosit în clipa de față? În momentul de față, fiind existând aceste dezechilibre destul de mari economice, nu cred că se mai pune problema cât de mult lucrează unul sau cât de mult lucrează celălalt. În momentul de față se încearcă protejarea oamenilor care sunt vulnerabili la creșterea de prețuri, la tot ce înseamnă inflație, și practic cel care are un venit mai mic plătește un impozit mai mic la stat, rămânându-i mai mulți bani, bani pe care îi reintroduce în economie prin cumpărându-și cele care sunt necesare traiului de zi cu zi, pe când cel care câștigă mai mulți bani, pentru că până la urmă trebuie să fim și solidari unii cu ceilalți, că așa se întâmplă și în țările dezvoltate, gen Germania, gen Austria. Dacă stăm să ne uităm la nivelul Uniunii Europene, doar trei state mai au această cotă. Care mai sunt ăștia? Noi și... România, Bulgaria și Estonia. Deci doar trei state mai au folosesc această cotă unică și restul statelor merg pe cota progresistă, pentru că astea sunt vremurile în care trăim și deci nu avem nici chiar cotă unică, dacă ne uităm puțin mai bine și aș merge mai departe, cota asta unică de 16%, până la urmă chiar nu mai e cotă unică, pentru că sunt sectoare care au beneficiat în decursul timpului de diverse avantaje din partea statului, ca să-i ținem pe IT-ști în țară, da, și câștigă ca în afară, exact. I-am scos din zona de cotă unică ca să ținem pe inginerii constructori și de fapt pe toți cei care lucrează în plaja asta de lucru. I-am dus și pe ei într-o zonă în care impozitele la ei sunt ceva mai mici. Dacă vom merge mai departe, vom mai căuta excepții. Cred că sunt destul de multe. Adică, pas cu pas, ajunge tot la aceeași concluzie, dar decât că e îmbrăcat în altă formă. Și de asta decât că ne căpățânăm noi să-i spunem că avem cotă unică. Exact. Și cred că ar trebui să ne adaptăm și noi puțin vremurilor la care trăim, în care trăim, ca să nu ne trezim după aia să zicem, domne, ce bine era dacă adoptam impozitarea progresivă de la început. Da, și aș merge într-o altă zonă, poate că frustrarea sau nu neapărat, cred că e un termen totuși dur, aș merge mai departe să încerc să vă spun sau să vă cer să-mi confirmați dacă veți fi de acord cu mine sau nu. Cred că chestia asta de cotă unică să rămână la forma asta care e să se schimbe, dar să nu se spună la nimeni, cred că e mai degrabă o chestie de arborare de steag din partea celor de pe partea dreaptă, care să nu declare că abdică de la principiul fundamental al lor. Da, dar exact cum vă spuneam și la începutul emisiunii, dacă începem să guvernăm și începem să luăm decizii politice care afectează viețile cetățenilor, n-ar trebui să ne gândim la ceea ce câștigăm sau ce pierdem. Trebuie să luăm acele decizii pentru că trebuie să le luăm. Nu doar pentru că ne aduc un scor electoral mai bun sau că ne propulsează în preferințele alegătorilor. Asta e cu totul altă treabă. E cinică la un moment în data asta. Păi da, dar ăsta trebuie să fie scopul, da, până la urmă. Dezideratul faptului că guvernezi o țară. Trebuie să iei și decizii bune și decizii care le convin oamenilor și decizii care nu le convin oamenilor. Sau merg mai departe, cele care nu le vin pe loc astăzi, să fie cele care să producă beneficii pe termen mediu sau pe termen lung, pentru că și dacă ai o rană sau ai nevoie de o medicație, mergi la spital, nu o să-ți convină mâncarea fără sare, nu o să-ți convină faptul că e supus la diverse tratamente cu perfuzii, cu înțepătoare, care îți creează o stare de disconfort, nu o să-ți convină faptul că nu dormi pe patul tău de acasă, dar pe ansamblu, și aici fac o mică paranteză, știți și sistemul sanitar a fost o vreme de 2 ani și 2 ani și jumătate director economic al Spitalului Județean de aici, de la noi, de la Olt, și când n-or să-ți convină mâncarea, faptul că te înțeapă pentru o perfuzie și că dormi pe o saltea care nu e atât de confortabilă pe acasă, asta pe termen scurt, dar pe termen mediu o să te simți bine și te întorci la viața ta. Viața normală, da. Cu acordul dumneavoastră comentam, le spun și celor de acasă, până să intrăm în platou, despre faptul că prefectul
Olt, dumneavoastră, prin natura funcției care o dețineți, acolo pune o foarte mare bază pe ceea ce înseamnă urgentarea aplicării tuturor măsurilor care țin de închiderea recensământului la Olt. Și vin și vă întreb, de fapt, ceea ce apucați să vă întreb până să intrăm în platou, cât de importantă este această acțiune care pare una pur de natură tehnică, pe care statul ar vrea să o facă și el. Ce înseamnă asta, de fapt, nu pentru INS, pentru Institutul Național care colectează datele, ci până la urmă pentru fiecare dintre noi? În primul rând, este foarte important pentru că toate datele care sunt colectate la nivelul țării sunt transmise la Eurostat. Eurostatul ăsta fiind un fel de INS al UE. Al Uniunii. Da. Al Uniunii și pe baza datelor primite din România, Eurostatul analizează aceste date și fondurile europene și tot ceea ce implică aceste alocare de fonduri europene va fi alocat în funcție de populația și de nevoile pe care le are populația rezultată din acest recensământ. Lumea trebuie să înțeleagă că recensământul se face din 10 în 10 ani, adică datele pe care noi le dăm în anul 2022, abia în 2032 vor suporta o modificare. Corecție. Și de asta încercăm să le explicăm și domnilor primari, pentru că în momentul de față, împreună cu domnul prefect, suntem într-o plimbare așa prin județ, în care încercăm să mergem la primăriile unde gradul de recenzare este destul de descăzut, pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă, ce nevoie ar avea, cum putem să-i ajutăm noi ca prefectură, ca împreună cu celelalte instituții deconcentrate, pentru că este important și pentru primar. Dacă, vă dau un exemplu, dacă un primar are în momentul de față are 3300 de locuitori și în baza recensământului o să iasă 1900 de locuitori, nu se va mai încadra să poată să acceseze fonduri guvernamentale sau europene. Care, unde se găsesc acele criterii sunt de bază. Pragurile de locuitori și o să fie afectați din acest punct de vedere. Și asta am încercat să-i conștientizăm, să înțeleagă și lumea și atât și conducerea UAT-urilor respective, să înțeleagă faptul că este important, trebuie să aloce atât de multă importanță acestei campanii de recenzare ca și cum ar fi campania propria dânșilor. Pentru că în baza acestor rezultate culese în acest moment vor primi sau nu vor primi anumite fonduri și ca o veste, așa, ca un scor, suntem undeva la 81,3% pe județul Olt. E un scor bun privind de media altor județe păi din țară? Păi suntem locul pe țară. Locul pe țară din 41 plus cele 6 sectoare, din 47 de... Deci suntem acolo, suntem în primii 10. Este ok, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe o ureche. Pe termenul până la care până se încheie... Până pe 17 iulie, inclusiv 17 se va închide... Suntem iată aproape în linie, deci, în linie dreaptă. Aproape nici 2 săptămâni nu mai sunt până atunci. Adică lumea trebuie să răspundă în momentul când recenzorul vine la poarta lui, să-i bată la poartă, să-i ceară datele, pentru că ne vor afecta pe toți aceste date, dacă nu vor fi pozitive. Estimați că cele 81% de persoane, vorbind de per ansamblu din Olt până în clipa de față, vor putea să devină 100% pe data de 17 iulie, să se închidă cu noi asta urmărim, asta este dezideratul nostru principal. Adică mai sunt șanse să se mai dea încă un alt termen de către guvern, de către Din informațiile pe care le avem la momentul actual, se pare că nu se va mai da alt termen, pentru că aceste date vor trebui transmise în timp util către Eurostat și acolo, având niște termene foarte bine stabilite, nu cred că ne vor... s-ar putea da o derogare doar în cazul în care Eurostatul ar accepta ca noi să le trimite datele mai târziu, deși mi-e greu să cred acest lucru. Da. Am să mă întorc și să vin să vă întreb dincolo, iată, de una dintre activitățile pe care le desfășurați în cadrul prefecturii, vin și vă întreb cu ce necazuri, cu ce nevoi mai vin oamenii la prefectură astăzi în 2022. Vin asta și vă întreb astăzi pentru că, iată, cu ani în urmă oamenii poate că veneau pentru
câștigii de natură a pământului, fiecare după unde cred, deau că nu, că nu e bine pentru ei, cu trecerea timpului unii poate că au mai fost să vină pentru locuri de muncă. Astăzi, în 2022, cu ce probleme vin oamenii la... Ați rămâne surprins să știți că fondul funciar încă este o problemă de... Oho. Actualitate, da, încă este pentru că oamenii au diferite procese, diferite nelămuriri asupra terenurilor, asupra cărților funciare, dar să știți că sunt și persoane care vin pentru costul scump al vieții, găsirea unui loc de muncă. În măsura atribuțiilor pe care le avem noi ca și prefectură, încercăm să-i ascultăm și să-i direcționăm către instituțiile care le pot rezolva problema, iar în cazul în care ține de competența noastră această problemă, o redirecționăm spre rezolvare urgentă, pentru că știți termenul de răspuns la petiție este de 30 de zile și chiar, adică nicio persoană care vine în audiență la prefectura Olt nu pleacă de acolo fie să o redirecționăm către instituția care poate rezolva problema dânseia sau în cazul în care ține de noi, să putem să venim să îi ajutăm în rezolvarea problemelor lor. Deci iată că am putea spune că media solicitărilor pe care le fac cetățenii către dumneavoastră se subscrie oarecum celei pe care o aveam și în urmă cu mai mulți ani. Bine, și până natura prefecturii Olt, altceva decât ce ține de competența noastră. Pot să vă spun că undeva ca o medie așa, săptămâna undeva de la 15 persoane care vin la audiențe în fiecare miercuri, că miercurea sunt audiențele în cadrul prefecturii. Haideți să intrăm puțin și în zona de expresie a politicilor publice și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum am fost să întreb în cursul timpului și pe alți invitați, fie că au fost în acest platou de pe partea stângă sau chiar de pe partea dreaptă. Alegerile la Olt le câștigă cei de la PSD sau le pierd cei de pe partea dreaptă? Și când spun cei de pe partea dreaptă, fac o plajă mai largă, pentru că pe partea stângă expresia atitudinii politice e dată numai de către dumneavoastră, cei de la PSD. Deci, alegerile le câștigați dumneavoastră sau le pierd adversarii? Dumneavoastră sunteți un jurnalist cu vastă experiență și cunoașteți foarte bine fenomenul politic din județul Olt. Dacă îmi permite să vă întreb, dumneavoastră ce credeți? Da, nu m-am pregătit să vă răspund la asta. Aș putea să găsesc o componentă, da, iată, mi se întâmplă rar și apreciez faptul că mă întrebați dumneavoastră pe mine, o iau pe cale de consecință, am să mă mut repede de pe locul moderatorului, pe locul celui care primește o întrebare de acest gen, dacă luați seama că mai trag de timp până să-mi formez un răspuns, și aș merge pe o componentă tot de procente, cum vorbeam mai devreme, undeva în jur de vreo 70%, cred că sunt câștigate de către dumneavoastră cei de la PSD pe fondul unei echipe formată în decursul timpului. Aminteați de anii pe care am petrecut eu în presă și pot să spun că am constatat asta, deci că le câștigă echipa de la PSD. Doi, o să vă surprindă faptul că ca observator, iată, încerc să... Nu e ușor să fiu și în partea asta. Aș putea spune că PSD la Olt, și vreau să fixez asta, nu lasă pe nimeni în urmă. Nu știu dacă dumneavoastră a sesizat asta. Dacă mâine PSD nu mai e la putere, reușește să mențină echilibrul resursei umane pe care o are, să vă îmbărbătați, aș putea spune, reciproc. Și aș putea spune și pe componenta aia de 30%, haideți să nu vă lau prea mult, aș merge și pe componenta aia de 30%, aș putea spune că dreapta pierde alegerile la Olt bazându-se pe niște lucruri care sunt foarte volatile, adică e ca și cum, nu știu, am folosit un carburant de o cifră octanică foarte mare, l-am pune la soare, se evaporă la 9 lei litru, ne mai jucăm cu astfel de lucruri. Aș putea spune că cei de pe dreapta se bazează foarte mult pe starea de empatie pe care poporul o să o dea mai departe către ei și în felul ăsta vor reuși să câștige, eliminând totuși partea aia de organizare și de spiritul de echipă care l-aveți dumneavoastră. Da, asta și din punctul meu de vedere. Și acum
Vă întreb și eu asta. Haideți să spun și întrebare, da, fără a părea că este, nu știu, aroganță sau, da, într-adevăr, Partidul Social Democrat la Olt, la Olt tot timpul a câștigat alegerile pentru că au fost foarte bine organizați, au fost tot timpul au lucrat ca o echipă. Asta este cel mai important. Dacă nu ai o echipă bună în spate și nu știi să te organizezi foarte bine, mesajul pe care încerci să-l transmiți cetățenilor nu ajunge către aceștia. De aia tot timpul conducerea partidului în județul Olt a avut o astfel de viziune și în plus a venit cu politici publice viabile, a venit cu profesioniști și cu oameni, cu candidați bine pregătiți, pentru că în momentul în care ieși în fața oamenilor și le spui niște lucruri care sunt angajamente și vii și le spui ok, vreau să fac lucrurile astea, dar ca să pot să le fac vin și cu persoane bine pregătite, vin cu persoane care au un background puternic în spate și în momentul ăla din prima alegerile sunt câștigate dinainte de a începe. Le iei practic și feedback-ul oamenilor și până la urmă mă uitam până la modul cum la alegerile parlamentare PSD la Olt a făcut practic o rocadă a persoanelor de pe locurile eligibile și dați-mi voie să vă zic, s-a făcut această schimbare de foaie de parcurs a resursei promovate pe locurile eligibile într-un mod în care toată lumea chiar a fost de acord cu cei de pe listă. Da, exact. Fiecare și-a înțeles locul pe care îl are în echipă și timpul pe care l-a parcurs într-o anumită funcție și la momentul când a trebuit să se facă această rocadă, fiecare și-a înțeles locul pentru care trebuie să lupte în continuare să ajute partidul, pentru că multă lume nu înțelege acest lucru. Nu trebuie neapărat să fie pe o funcție neapărat de parlamentar ca să poți să ajuți partidul sau ca să poți să ai o expunere publică, pentru că se urmărește și acest lucru. Trebuie să, prima dată trebuie să gândești ce poți să oferi tu partidului, nu ce poți să-ți ofere ție partidul. Da, e bine să ținem seama asta, dar aș merge mai departe, cum ați întrebat dumneavoastră, pentru că cred că n-am închis până la capăt. Pe partea de empatie, cei de pe dreapta, se bazează pe valul ăla care vine de satisfacție de la centru către cel în cauză. Sunt și situații când le merge și am să vă forțez mâna, domnule Florean, să fiți de acord cu mine. La alegerile prezidențiale, ultimele, practic, eu nu spun că, eu voi spune că președintele Klaus Iohannis nu a câștigat pentru că au avut o echipă de organizare foarte bună în teritoriu, ci pe gradul de empatie au scos, iată, și un scor foarte, foarte bun la Olt. Dar prezidențialele merg mai departe și închid ce mă întrebați dumneavoastră mai devreme pe mine. Nu sunt același lucru cu locale și parlamentare. Da, aveți dreptate, dar la Olt să știți că prezidențialele în turul întâi au fost câștigate de către Partidul Social Democrat. Da, și niște condiții în care candidatul nu era cel care să aibă capacitate candidatul, motivă. Dar și situația exact, cum spuneați dumneavoastră, valul acela se crease, dacă vă aduceți aminte bine, acest val a plecat încă de la alegerile europarlamentare care au fost în 2019. În primăvară. Da. În primăvara anului 2019 au fost în luna mai și abia în noiembrie-decembrie au fost prezidențiale și valul deja fusese creat. Partidul Social Democrat trecea printr-o criză de identitate, pot spune așa, pentru că am avut lumea numărată. Și practic. Sau și leadership, exact, și toate astea au convers către un scor foarte mare al candidatului liberal în turul al doilea. Mulțumesc mult, ne întoarcem iată la ceea ce formează temele principale ale timpului în care suntem și vin și vă întreb și în seara asta de 5 iulie. Să ne temem de o criză alimentară care să ne afecteze și pe noi ca țară? Din punctul meu de vedere, nu cred că ar trebui să ne temem, pentru că așa cum ni s-a spus și cum am fost informați de către și de către fostul ministru al agriculturii, domnul deputat Chesnoiu, și de către prim-ministrul țării,
România are, încă are capacitatea de a, de a produce suficiente P plus, practic. De a produce suficiente bunuri de a, pentru a nu intra într-o criză alimentară, dar trebuie ținut cont că toată lejeritatea cu care vorbim în momentul de față, pentru că noi în momentul de față avem o lejeritate față de criza alimentară. Da, ne bazăm pe faptul că mai mergem pe la țară, pe la rude, pe la cunoscuți, pe la noștri. Lejeritate vine și ca un răspuns la măsurile bune implementate de către fostul ministru al agriculturii. Nu-l laud că este oltean de-al nostru, dar cu toții recunoaștem acest lucru și nu o spunem noi, o spun fermierii și o spun cei implicați direct în fenomen, că a fost un ministru care a creat niște politici și niște programe în agricultură care ne ajută ca în momentul de față să fim puțin detașați de această criză. Haideți să ținem seama de asta, mă gândeam mai departe că faptul că producem totuși cantități foarte mari peste ceea ce înseamnă necesarul de grâu, faptul că și vindem în afară, nu putem ține pe tot în țară, pentru că practic cei care produc cantitățile ăștia excedentare, probabil trebuie să-și mai scoată și bani pe ceea ce fac. Dar e sănătoasă o astfel de gândire din punct de vedere și economic și social. Amintează de, iată, ați zis un cuvânt aproape magic, e sănătoasă o gândire de felul. Și am să vin să vă întreb, este sănătos să ne împrumutăm în clipa de față ca țară de pe piața externă și să creștem salarii pentru unii dintre bugetari? Nu e cumva o fractură de logică, aș putea spune eu, în asta? Sunt anumite categorii de bugetari ale căror salarii au rămas puțin în urmă și nu pot fi uitate nici aceste categorii. Într-adevăr, nu este sănătos să te împrumuți ca să plătești niște salarii, dar dacă ne aducem aminte perioada anterioară când fostul prim-ministru Cățu se împrumuta la dobânzi extraordinar de mari și din păcate acești bani nu-i regăseam în economie. Acum, în momentul de față, banii se întorc tot în economie, fie că plătim salariile, oamenii primind banii poate să plătească taxe și impozite și de asemenea în investiții, în programele guvernamentale pentru întreprinderile mici și mijlocii. Adică trebuie să nu tratăm cu dublă măsură. Nu putem să-i lăsăm în spate nici pe bugetarii care au rămas cu salariile. De fapt, aici cred că este o teză aruncată puțin la fentă pe piață, pentru că nu e vorba de o creștere, este vorba de o corectare a legilor exact. Date în 2019, exact. când nu toți și-au luat banii care se încadrau în lege. Nu au fost crescute, de exemplu, ca la personalul medical să fie crescute din prima la nivelul anului 2022. Practic, acum se respectă legea. Corecție, practic. Exact, exact. Aș merge și vreau să supunem în spațiu public una dintre temele pe care cred că totuși merită să le comentăm. Este data anunțată de către cei de la un ONG destul de aproape, care se află destul de aproape de ceea ce înseamnă rețeaua de drumuri din țară. Este vorba de data de 28 iulie, când cei de la Pro Infrastructura, bazându-se pe datele luate de la compania statului care investește în autostrăzi și drumuri, bazându-se și pe datele luate de la unul dintre cei mai importanți constructori de pe piață, îi putem da și numele, până la urmă este vorba de UMB de la Bacău, se spune că se va putea circula începând cu 28 iulie, fixez, iată, pe drumul expres între Valea Mare și dincolo de Balș. Unul aș putea spune că este cel mai mare proiect de infrastructură care trece pe aici, pe la noi, prin Olt de foarte mulți ani. N-a zice de 1989 încoace. Cred că l-aș împinge cu mai mulți ani și până în data asta ca punct de reper. Am luat seama de unele exprimări în spațiu public a celor de pe partea dreaptă, a celor din zona PNL-ului, care spun, domnule, fără noi nu s-ar fi făcut drumul ăsta. Sunteți de acord cu asta? Domnul Dorbanțu, unii spun că Partidul Social Democrat a stat la baza începerii acestui proiect, alții spun că PNL. Ce pot să vă spun din punctul meu de vedere, acest proiect a fost început în guvernarea Partidului Social Democrat,
Și n-a fost doar un proiect desfășurat de către guvern. A fost și aportul autorităților centrale, aportul autorităților județene. Toate aceste lucruri au convers și iată că astăzi suntem aproape să avem și al doilea tronson al drumului expres. Ne apropiem de deschiderea și al doilea tronson al drumului expres. Și coroborând toate acestea cu investițiile din fondurile europene pe care Consiliul Județean le face în infrastructură, ne dăm seama că județul nostru devine atractiv din acest punct de vedere, pentru că ai drum expres, ai drumuri reabilitate în județ. Da, de drumuri județene care sunt într-o mare pondere, drumuri pe care se circulă foarte bine și astăzi. Și în aceste condiții devii atractiv pentru celelalte, pentru investiții, pentru că Slatina are o platformă industrială foarte bine dezvoltată, dar tot timpul este loc și de mai bine. Și toate aceste investiții în infrastructură se pare că vor crea noi locuri de muncă. Acest lucru nu face decât să ne bucure și să... Dacă ne aducem bine aminte, acest proiect a început pe în timpul guvernării Partidului Social Democrat, da, și se concretizează tot exact când Partidul Social Democrat este la guvernare. Deci, aici să fac o mică paranteză, cred că fac parte din clubul criticilor care în momentul când la granița dintre Dol și Olt, când la granița dintre Dol și Olt, președintele partidului dumneavoastră de la acea vreme, cred că îi putem spune și numele cu rele, cu bune, totuși a marcat istoria, corect. Este vorba de Liviu Dragnea, însoțit de ministrul transportului de la acea vreme și de către ministrul muncii, actualmente primarul Craiovei, puneau prima bornă și da. Toată lumea, clubul ăsta al criticilor, spuneam că o să vedem noi drum pe aici când... Nu, noi copiii noștri. Da. Și iată că totuși cel puțin pe partea asta de la granița dintre Dolj vorbind până la Valea Mare e o chestiune de, aș putea spune, de un timp foarte scurt până se termină. Exact. Dar cu acordul dumneavoastră și a celor care se uită la noi, haideți să luăm o foarte scurtă pauză și după pauză ne întoarcem din nou de la stânga la dreapta. Mergem mai departe, suntem în ultima parte a dezbaterii din seara zilei de 5 iulie 2022, de la stânga la dreapta. Invitatul meu este domnul Cosmin Floreanu, cel care este subprefect de Olt, dar în același timp și-am uitat asta în prima parte, este încă, prin natura vârstei spun încă, pentru că timpul nu mai este foarte mult de partea dânsului, este și președinte al TSD Olt. Vreau să vă întreb și în zona asta, ce înseamnă în clipa de față, ca activitate, ca structură, Tineretul Social-Democrat de la Olt? Tineretul Social-Democrat de la Olt, în momentul de față, este o structură efervescentă, o structură în care se regăsesc persoane care sunt entuziaste, cu idei frumoase, persoane care vor să facă și își doresc să schimbe ceva în jurul lor. Toate aceste lucruri, ceea ce vor ei să facă, coincide și cu faptul că deschiderea pe care o au seniorii față de tineretul și social-democrat și de ideile pe care noi le avem. Mie îmi place să spun că TSD-ul, Tineretul Social-Democrat, este o lampă de lansare pentru orice tânăr care își dorește să facă politică, orice tânăr serios care își dorește să facă politică pentru cetățeni și pentru binele lor. Deci, ca și concluzie, este o rampă politică de lansare și tot timpul la Olt organizația de tineret a dat tinerii valoroși care au performat și pe viitor. Să ținem minte asta, să țineți și dumneavoastră minte, să faceți mai departe sau cei care vor prelua de aici încolo TSD la Olt, să facă mai departe cam același lucru, pentru că, da, schimbul de generații trebuie să se facă până la urmă într-un mod pașnic, încât și tinerii să aibă dreptul să spună punctul lor. Însă ne întoarcem la ceea ce mi se pare unul din lucrurile pe care
Cred că totuși nu l-am interpretat bine ca țară. Avem aproape o jumătate de miliard de euro în PNRR pentru piste de biciclete și niciun leu aproape pentru agricultură. Nu e o fractură de logică, iarăși am mai folosit termenul ăsta și în prima parte, într-o țară unde, dați-mi voie, pistele pentru biciclete nu cred că sunt cele mai prioritare lucruri. Aveți dreptate. Clar este o fractură de logică, o fractură de logică făcută de către ministrul Zero, ministrul de la vremea respectivă al fondurilor europene, în care a creionat după foarte multe discuții un PNRR, un PNRR în care consultanța era mai scumpă decât proiectul. În care oamenii erau, o persoană era trăinuită cu 133.000 de lei, de euro, adică în care un PNRR care n-a fost făcut deloc în conformitate cu specificul și cu nevoile pe care țara noastră le avea la momentul respectiv și pe care le are în continuare. Cu siguranță că pistele de biciclete sunt utile și sunt bune, și dar acestea ar fi fost și mai bune într-o țară în care agricultura ar fi fost dezvoltată puternic, în care am fi avut o agricultură atât de bine structurată și am fi avut sisteme de irigații care să ne permită să stăm, să nu avem niciun fel de emoție cu produsele, cu producția din fiecare an. Dar sunt convins că în perioada următoare, pentru că se anunțau că o să existe discuții la Bruxelles pentru renegocierea acestui PNRR, sunt convins că în aceste discuții agricultura o să aibă un rol foarte important. Avem în clipa de față voucherele pentru alimente într-o valoare de 700 de lei până la finele anului, de fapt, care se dau unor oameni care se încadrează într-o stare de nevoie. Nu am să merg mai mult pe text decât să vă spun că ele practic sunt totuși o mână de ajutor, dar fiind și vă întreb ce se va întâmpla după ce se vor termina de alocat în piață și după ce oamenii vor folosi cuantumul banilor care sunt în voucherele în cauză. Trebuie să înțelegem foarte bine, voucherele, aceste vouchere au fost acordate ca să compenseze, nu să reducă, să reducă cu totul creșterea prețurilor. Dar sunt convins că după ce efectul acestor vouchere va fi trecut, vor fi găsite soluții din partea actualei coaliții de guvernare, pentru că, așa cum am spus de la început, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare pentru că a vrut să aibă politici sociale care să corespundă vremurilor actuale. Deci de aceea vă spun că vom reuși să facem acest lucru. Nu știu să vă spun care vor fi soluțiile care vor fi descoperite la momentul respectiv, dar cu siguranță se vor găsi aceste soluții. Avem, iată, dincolo de vouchere, o altă formă de ajutor pe care statul a pus-o în practică începând de vineri, 1 iulie, cred, 50 de bani compensare din valoarea litrului la carburant. Nu e cam puțin totuși? Este foarte puțin. Și când spun acest lucru, sunt un asentiment tuturor. E o sumă derizorie. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, adică înseamnă o economie la un rezervor clasic, 5 lei la 10 litri, 40 de litri, 5 ori 4, 20, cam vreo 25 de lei, așa. Exact cum spuneam și mai devreme, aceasta e o măsură care să compenseze, dar într-adevăr compensarea este foarte mică. Dar din ce am observat, este o măsură care are o perioadă de 3 luni de zile, după care sunt convins că vor fi analizate temeinic toate plusurile și minusurile pe care le-a adus această măsură și în cazul în care se va constata, că așa au spus și guvernanții și domnul prim-ministru Ciucă, în cazul în care se va constata că această măsură nu a adus efectul scontat, probabil că va trebui să venim cu alte măsuri de, nu știu, de compensare, de plafonare a prețurilor la carburanți. Da, pe de altă parte este și impunerea unei piețe libere unde lucrurile nu sunt atât de simple și dați-mi voie. Tocmai de asta vă zic, de asta am zis plafonare sau compensare, ca să nu intrăm, nu e bine nici într-o economie de piață liberă, nu e bine nici să intervină atât de des sau atât de brutal.
Haideți să facem un pas peste timp, să mergem repede din iulie 2022 până în mai 2023 și atunci când PSD trebuie să propună prim-ministru conform înțelegerii de bază dintre dumneavoastră, cei de la PSD și cei de la PNL. Avansăm numele lui Marcel Ciolacu? Marcel Ciolacu este președintele partidului în acest moment. Cutuma și regula spune că președintele partidului trebuie să fie și prim-ministrul guvernării. Dar vreau să mai fac încă o afirmație. Indiferent dacă va fi Marcel Ciolacu sau nu va fi, lumea trebuie să înțeleagă că Partidul Social Democrat nu are doar o singură persoană care ar fi capabilă să ocupe această funcție. În Partidul Social Democrat există mult mai multe persoane care se califică pentru această funcție. Că va fi sau nu va fi Marcel Ciolacu, din punctul meu de vedere, ar fi o alegere corectă. Vom vedea peste mai bine de 10 luni, dar până atunci să fim sănătoși și să putem să trecem cu bine peste aceste perioade dificile. Avem în clipa de față, iată, o alianță guvernamentală care se duce peste un 67-68% formată din cele două partide mari, cel de pe stânga, cel de pe partea dreaptă. Dar avem în clipa de față și o imagine de ansamblu care ne dă o alianță care se abține în zona reformelor esențiale ale statului, o reformă constituțională și una administrativă. Ce credeți că vă ține pe loc din punctul ăsta? Într-adevăr, aceste... Adică dacă nici acum nu se fac aceste reforme... Da, aceste teme sunt foarte importante. Că vorbim despre reforma constituțională sau cea administrativă, sunt niște teme foarte importante, dar sunt niște teme care necesită niște dezbateri sociale serioase. Nu poți să iei niște decizii doar în baza unor dezbateri sociale foarte bine argumentate. Avem ocazia cu această majoritate să facem reformele de care spuneați dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, situația de astăzi ne obligă să avem alte priorități pe care să le punem în agenda publică, dar sunt convins că în momentul în care vom avea această posibilitate de a reforma statul român, vom face acest lucru, pentru că nu știu dacă ne vom mai întâlni cu o astfel de ocazie ca o alianță care are undeva la 70% ca și procente să facă o asemenea schimbare. Pare că nu are legătură cu ceea ce am stat de vorbă până în clipa de față, dar le spun celor de acasă, pregătirea invitatului meu din această seară este în domeniul economic, acolo unde a parcurs toate treptele pe care cineva poate să le parcurgă. Și vin și vă întreb, domnule Cosmin Floreanu, cât de sustenabil credeți dumneavoastră că este în clipa de față sistemul public de pensii? Gândind poate pe un termen nu neapărat scurt, ci pe un termen mediu, să nu avansăm însă și un termen lung, pentru că e prematur de asta de vorbă în zona asta. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, nu cred că avem motive să ne îngrijorăm că nu am avea un sistem de pensii sustenabil pe termen mediu. O spun asta contrar anumitor persoane cărora le place să apară pe la televizor să dea anumite sentințe. Da, niște sentințe, niște declarații care pun lumea pe jar și creează dezorientare și dezinformare în cadrul opiniei publice. Sunt convins că în momentul de față nu avem această problemă. Ce se va întâmpla pe viitor, nu pot să vă spun, dar în momentul de față noi avem un sistem de pensii un sistem de pensii sustenabil care pe termen mediu va fi în regulă. Merg și vă întreb, domnule subprefect de Olt, domnule Cosmin Floreanu, dacă asumarea politizării funcțiilor din prefectură afectează într-un fel sau altul credibilitatea instituției. Până acum toată lumea spunea, până s-a asumat public asta că prefectul și subprefectul sunt apolitici și așa mai departe. Iată că totuși printr-o lege oarecum de dată mai nouă este o asumare clară. Din punctul meu de vedere nu afectează credibilitatea, ba din contră o legitimează. Credibilitatea, pentru că nu credea nimeni că, să fim serioși, nu lua nimeni în serios ca prefectul și subprefectul, adică erau demnitari nealeși, reprezentanții unui guvern
pardon, politic, unui guvern politic în teritoriu, erau persoane apolitice, era de nu prea ne cam ascundeam după deget. Și dacă vă aduceți aminte, Partidul Social Democrat a încercat să facă acest lucru undeva în 2016-2017, dar la momentul respectiv toată lumea a zis că nu, că făcând acest lucru ne întoarcem la ceea ce se întâmpla înainte. Dar se pare că acum a fost bună această viziune a Partidului Social Democrat. Cât de fierbind se văd cele două zone, Alro și TMK, în zona prefecturii? Cei de la TMK până acum ceva vreme au fost într-o stare de grevă și sunt mai departe, cred, într-o stare de concentrare, pentru că acolo lucrurile nu sunt încă foarte clare. Cei de la Alro închid de pe zi pe alta o parte din capacități pe motivul simplu că nu au de unde să cumpere una dintre materiile prime, care este electricitate. Tot timpul nu numai întreaga platformă industrială a județului Olt a fost în atenția instituției prefectului, ori de câte ori ni s-a solicitat ajutorul, am participat la discuțiile inițiate de către aceștia, am încercat să transmitem mai departe mesajul, pentru că asta este tot ceea ce putem face noi în momentul de față, să transmitem mesajul către decidenții din guvern, dar sunt convins că așa cum s-a rezolvat problema la TNK, pentru că deja a fost desemnat un administrator judiciar care va monitoriza toate plățile pe care TNK le face, deci teoretic TNK gata, nu mai are nicio problemă din punct de vedere al blocării banilor și al efectuării plăților, revine la ce a fost înainte cu singura chestie că sunt monitorizat pe cineva care vrea care să monitorizeze aceste plăți, acolo. Pe o chestie care pe ei nu-i deranjează absolut deloc și își urmează în continuare producția și se dezvoltă. La fel sunt convins că și Alro va reuși să găsească soluții și împreună cu guvernul va reuși să găsească soluții de deblocare acestei situații și așa cum vă spuneam, tot timpul am fost deschiși și suntem deschiși pentru a căuta împreună cu aceștia cele mai bune soluții ca să deblocăm situația actuală. Vreau să vă întreb pe cine vedeți dumneavoastră la momentul când vârsta vă va forța să lăsați locul altuia, președinte la TSD de la Olt? Nu pot să văd pe cineva, pentru că această funcție nu se moștenește. În această funcție ești ales de către colegii tăi de la organizațiile de tinere din întreg județul Olt. Cine, în primul rând, cineva ca să poată fi ales trebuie să-și dorească această să funcție. În primul rând trebuie să candideze ca să poți să fie ales. Personal m-aș bucura să fie o competiție și pentru că din competiție, competiția scoate ce e mai bun din oameni, îi face să performeze, și dar sunt convins că cine va urma la conducerea tineretului social-democrat, sunt convins că va fi o persoană echilibrată și o persoană care va încerca să ducă aceeași politică pe care am avut-o și eu și pe care au avut-o și predecesorii mei. Și timpul numai de partea noastră, dar vreau să vă întreb, domnule Cosmin Floreanu, dacă luați în calcul să candidați pe undeva în anul electoral 2024? Cariera mea politică, cred și sper, că are tot viitorul înainte. Sunt un om de echipă, un om care respectă deciziile luate în birou politic, decizii luate în urma consultărilor pe care le avem în cadrul partidului. Având în vedere cele spuse mai sus, nu pot să spun că o să candidez sau nu la o funcție în 2024, o să las partidul să decidă dacă sunt potrivit sau va avea sau nu va avea nevoie de mine într-o funcție publică. Dumneavoastră, vă spun mai departe, succes în tot ceea ce vreți să faceți și pe funcțiile publice pe care pe funcția publică pe care o dețineți astăzi, de pe cele pe care poate în timp o să mergeți într-o altă zonă, să rămâneți un om cumpătat și atent și să pricepeți că până la urmă o funcție publică este una care trebuie să se întoarcă pentru binele celor mulți. Dumneavoastră, celor de acasă din seara zilei de 5 iulie, vă spun doar o seară cu roasă și cam atâta tot. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu pentru invitație!